În acest tutorial oferim câteva sfaturi celor care se apucă de acest sport. Te duci la o sală de escaladă, îți iei un abonament și după, cu sau fără instructori, încerci să progresezi cât mai bine și cât mai rapid. Avem 7 sfaturi pentru ziua de azi. Teo, care n-a mai făcut treaba asta, a mai venit o singură dată la sală, am încercat să lucrez cu ea tocmai în ideea că aveam nevoie de un începător care face acele mici greșeli de început. Și cred că sunt mult mai evidente la o astfel de persoană decât la cineva mai avansat. Primul sfat este de alegerea espadrilor. Teodora a venit astăzi să ne ajute. Când am întrebat cât poartă la încălțăminte, ideea mea a fost să-i ofer o pereche de espadrile destul de mici. Un număr mai mic decât poartă ea. Bineînțeles, espadrile au strâns-o. Și ca începător nu neapărat vrei să îți pierzi concentrarea datorită espadrilor care efectiv te strâng și te dor picioarele. Deci este de multe ori mai practic să iei o pereche de espadrile care sunt ori numărul tău, ori puțin mai mari, în ideea să stai cât mai confortabil în ele. Dacă te strâng, s-ar putea să, nu știu, să îți displacă acest sport, așa că pentru început ar fi bine să stai comod în espadrile. După un timp poți să ajungi la espadrile cu unul sau două numere mai mici și, în fine, fiind mai avansat, o să fie alegerea ta. Dar pentru început, încearcă să îți alegi o pereche de espadrile cât mai comun. O greșeală comună a începătorilor este că nu folosesc corect apa piciorului. Tea, te rugăm. Tendința inițială este de a folosi mijlocul tălpii. Dar nu prea este deloc recomandat să facem așa, tocmai pentru că nu avem nici forță și nici precizie. Atunci când punem vârful piciorului, clar avem o stabilitate mult mai mare și în același timp mai multă forță. Acum vom încerca să folosim doar vârful piciorului și o să vedeți că efectiv piciorul va imprima mult mai multă forță la absolut fiecare mișcare. Mai multă precizie și un efort mai mic în escalare. Este important să ne lăsăm cât mai mult greutatea corpului pe picioare, picioarele având o forță mult mai mare față de mâini. Exact asta se întâmplă atunci când nu folosești corect picioarele, de obicei cazi. Atunci când ne folosim picioarele, este mult mai ușor să ne menținem pe panou. Așa că țineți mereu minte acest sfat, folosiți-vă picioarele și lăsați-vă greutatea corpului în picioare. O altă recomandare este să nu vă întindeți atât de mult mâna, ci să mențineți pe cât posibil mâinile la nivelul ochilor. Dacă la balder este recomandat să stai cu brațele cât mai întinse, atunci când escaladăm un perete drept, este mai bine să ai brațele ceva mai jos. La fel de important este să nu ne fie teamă să cădem. Cu timp știm că suntem bine asigurați, căderile nu sunt periculoase. Să recapitulăm cele 7 recomandări de azi. Prima ar fi alegerea espadrilor. Cu toate că multă lume recomandă să ai espadrile cu un număr sau două mai mici, eu aș spune ca pentru început să vă luați o pereche de espadrile care, în primul rând, să fie comode pe picior. Nu ai cum să exersezi mult și să avansezi dacă tot timpul espadrilele îți vor răni picioarele. Deci, pentru început, încercați să găsiți o pereche cât mai potrivită pentru piciorul vostru. După, folosiți-vă picioarele. Stați cât mai mult pe picioare. În special, asta se referă la pereți mai drepți. Deci încercați ca greutatea să stea în special pe picioare. Cu cât veți sta cu piciorul mai drept și greutatea va fi lăsată pe picioare, cu atât veți putea să vă țineți mai bine în mâini. După cum puneți talpa pe prize. Multă lume pune mijlocul tălpii, mai ales ca începător, iar în varianta asta nu ai aproape deloc stabilitate. Ați și văzut, am amintat. În schimb, dacă folosești vârful piciorului, ai o precizie și o forță mult mai mare. Poți să te împingi, poți să faci mult mai multe lucruri pe panou. Inclusiv atunci când mergi,
nu te împingi în jumătatea tălpii, în acest gol. Te împingi în vârful tălpii. Deci, încercați mereu să puneți vârful espadrilelor pe prize. După, dacă la baldă este recomandat să ai brațele întinse și să stai în general așa, începătorii în general nu prea pornesc ei direct cu baldări, tocmai pentru că este mai dificil, pornesc cu pereți ceva mai drepți. Recomandarea mea este să vă țineți cumva mâinile la nivelul ochilor, să nu vă ridicați, de exemplu, atât de mult. E greu să mai ai control dacă ridici atât de mult mâinile. Pentru început, încercați să țineți mâinile cam la nivelul ăsta. După, să nu vă fie teamă să cădeți. Dacă vă luați oare cu instructor sau mergeți cu cineva care mai practică sportul ăsta, încercați să aveți încredere în persoana respectivă și să nu vă fie teamă. Dacă ți-ai teamă, îți blochezi mintea și corpul nu mai ascultă, nu mai știi exact ce să faci. Când să muți mâna stângă, când să muți mâna dreaptă. Așa că abordați sportul ăsta cu multă încredere și să nu vă fie teamă de cădere. Instructorul în general o să vă zică ce ar trebui să știți și iar căderea nu ar trebui să fie o problemă. Recomandarea este să nu exagerați cu praful de magneziu, pentru că veți umple toată sala de acest praf, care nu e chiar benefic de inhalat. Dar bineînțeles, folosiți praful de magneziu pentru că o să vă ajute. Dar cu moderație. În continuare venim cu ultima recomandare, mai exact să încerci să escaladezi cât mai relaxat posibil. Acum ne-am mutat puțin în zona de boulder, iar la boulder niciodată nu ar trebui să aveți hamul pe voi. Așa că... Săculețul de magneziu putem să-l ținem pe noi sau putem să-l lăsăm jos și astfel să folosim atunci când avem nevoie magneziu. Ok, hai! Important este ca înainte să pleci să-ți găsești mereu echilibrul. Pui prima dată un picior și după îl pui și pe al doilea. Speri să țină primul picior. Mă lași pe mine puțin? Ce fac eu? Îmi găsesc echilibrul în mâini, văd care priză este mai solidă și de care trebuie să mă țin mai bine, pun un picior și după, înainte să-l ridic pe al doilea, testez puțin că pot să mă țin, ridic piciorul și după, imediat mă duc la următoarea priză. Nu stau prea mult așa pentru că obosesc. Împing tare picioare și mă ridic la următoarea priză. Începătorii de multe ori au problema asta să își găsească echilibrul. Și bineînțeles, ceva mici probleme cu forță. Hop. Ok. La fel și la boulder să nu vă fie teamă să folosiți saltelele. Deci, încercați să urcați cât mai relaxați posibil. Ne vedem la următoarea episodă.